Copiii din clasa 6-a D a școlii Tudor Vladimirescu din Pitești, structură școala numărul 2, au avut parte de o surpriză frumoasă la începutul acestei săptămâni. Pentru aceștia, Moș Nicolae a venit mai devreme, deoarece un grup de fotbaliști a echipei de Ligă Secundă, CS Mioveni, în frunte cu antrenorul Laurențiu Roșu și cu președintele Dumitru Olteanu, le-au dus copiilor punși cu dulciuri. Gestul a fost unul emoționant pentru toată lumea. Conducerea clubului le-a pregătit niște surprize la acești copii minunați care la rândul lor și lor ne-au oferit niște colinde și într-adevăr pot să spun că n-am mai ascultat niște colinde de vreo 20 de ani în direct și mi-a plăcut. Le urăm sărbători fericite și să învețe cât mai bine copiii și să ajungă cât mai departe și să-și îndeplinească visurile care le au în momentul de față. Este un lucru minunat să faci daruri, cam fiecare an venim la școala numărul 8 și ajutăm copiii, încercăm să le facem acest sfârșit de an și sărbătorile puțin mai fericite. Mă bucur că îi putem ajuta și sper ca ei să înțeleagă lucrurile acestea și prin gesturile care fac, prin învățătura care vor ajunge niște persoane deosebite în viitor.